Autoritățile italiene sunt nevoite să momească noi rezidenți pentru Sardinia, cu o ofertă foarte generoasă. Cei care vor fi gata să se mute cu traiul pe insula fermecătoare din Marea Mediteraneană vor primi câte 15.000 de euro. Sunteți tentați? Stați să aflați care sunt condițiile. Înainte de a cumpăra bilet la avion spre Sardinia și de a bate la ușa guvernului de acolo ca să primiți banii, trebuie să știți că trebuie să îndepliniți câteva clauze aparent simple. În primul rând, veneticii pot cheltui banii doar pentru a cumpăra o casă în zonă sau pentru a renova una. Totodată, locuința trebuie să fie în una dintre zonele rurale ale insulei, care pe zi ce trece devin tot mai pustii. De asemenea, nouveniții trebuie să locuiască permanent acolo și să-și oficializeze rezidența în Sardinia, pentru cel puțin 18 luni de la sosire. Pentru implementarea acestui proiect, guvernul italian a alocat 45 de milioane de euro, iar prioritate printre doritorii de a beneficia de grant vor avea tinerii, deoarece populația existentă a Italiei îmbătrânește. Media lor de vârstă este de 45,7 ani, o cifră care se estimează că va crește până la 50,7 ani, către 2050. De asemenea, se așteaptă că numărul total al populației va scădea cu 20% în următorii 50 de ani. Amintim că acesta nu este primul proiect de acest fel. Încă din 2017, în mai multe sate italiene, străinii pot cumpăra case la prețul simbolic de doar un euro, cu condiția să devină rezident permanent în zonă.